Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Walsall FC. Fraților, aici vedem sumarul carierei mele. Iată, doar 12.000 de lire pe săptămână, cred. Da, wage este săptămânal, salarii este lunar, dar e wage, adică 48.000 de lire pe pe lună, foarte puțin dacă stai să te gândești, să zicem 50.000 de euro, ori 12 luni, doar 600.000 de euro. Mamă, cum o fi să faci 600.000 de euro într-un an? Doamne, aoleu, și să joci fotbal, adică să antrenezi, să te faci că joci fotbal. Da, genial. Un club până acum, un titlu câștigat, o cupă. Pardon, n-avem cupă. Cea mai mare victorie este cu 6-0 împotriva celor de la Morecambe, recent obținută, și 5-0 luată de la Grimsby în septembrie 2023. Bun. Ce mai avem? Cel mai mare record, 1.800.000, și cel mai șmecher transfer pe care l-am făcut. Și cel mai, total earnings, total câștiguri. Ok, 804.000. Adică atâția bani am luat eu de când sunt la club până acum, cred. Cam așa ar fi. Bun. Am așa, 77 de meciuri, 45 de victorii, da? 17 egaluri, 15 înfrângeri, 157 de goluri date și 92 de goluri primite. Eu zic că stau bine șor la puncte pe meci. Păcat că nu-mi spune și mie câte puncte pe meci am. Ar fi fost frumos să zic câte puncte pe meci am. Ia să vedem. Aici. Ce tătămi? Stai mă, o luăm de sus. Bun, să ies la mijlocul clasamentului, am îndeplinit ăsta, bla bla bla, fără manager of the year. Manager of the year's awards, nu știu, e trecut de două ori. Managerul lunii niciodată. Record fee paid, Sterling 575.000, Warner. Este cel pe care l-am încasat cel mai șmecher, știți, 2.750.000. Am trenat pe poziția întâi, am avut 58 de meciuri în sezonul trecut, cu tot, cu cupe și cu amicale și cu toate cele, 32 de victorii, 15 egaluri și 11 înfrângeri, 114 goluri și 72 luate. Bun, doar 12.000 merit eu, mă? Nu se poate așa ceva. Bun. Iar acum să mergem să vedem Youth Academy-ul, cei scouteri, cei trei scouteri care au venit și au speriat vestul. Așa, că în vest suntem aici. Bun. Jonas Eriksen. Pa. Eric Buck. Hai încoa. Bun. Nicolai Bertelsen, iată, după ce luăm portar, ne vine portar de 6-4 înălțime, hai încoace. Și Frederic Olsen, cu un potențial bun, 17 ani, doar 190.000 valorează, ar fi mijlocaș dreapta, haide să vedem. Bun, mulți, dar face întrierea imediat. Horatiu Roman, fără potențial, 120.000, 17 ani, nu știu ce să zic, fratele meu, reject. Fără potențial și ăsta, reject. Ăsta fără potențial, 120.000, tot așa, reject. Și ăsta fără potențial, 110.000, nimic din Românica. Bun, și mai avem ăsta din Anglia, care Logan Peacock zice 190.000 pentru Harry Wall.
Ar avea un potențial cât de cât, o înălțime cât de cât, nu știm prea multe despre el, știm doar că are un pace bun. Și în rest, e cam echitabil, la mijloc, în atac, dar nu și pe apărare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Harley Ball, un portar de 130.62 înălțime, nu cred că ni-l cumpără nimeni, sincer. 130.000 n-ai ce să faci cu el. Ok. 100.000 pentru ăsta, la revedere. Și pentru ăsta 210.000 Bradley Dawson. N-are cine știe ce potențial, dar valorează 210.000, așa că îl semnăm și vedem. Clubul trebuie să facă bani pentru a ne pregăti de Championship. Lăsați-ne să ne pregătim de Championship. Finanțele noastre sunt în felul următor. 25.000 weekly budget. Și 980.000 banii pe care îi mai avem. Am cheltuit în total 18 milioane până acum și suntem în săptămâna a 15-a din acest sezon. Bun, 13 milioane cheltuiți așa și pentru salarii în fiecare săptămână 113.000 de lire. Da? Sunt o grămadă bani. Adică pe lună vine cam 500.000 de lire. E destul. Într-o lună înseamnă 6 milioane. De lire. Într-un an, pardon. Într-un an înseamnă 6 milioane de lire. E ceva. Bun. Mergem atunci la Youth Academy să facem trierea, să vedem. Moreira a făcut 66 overall. Bine bă băiatule, parcă știam de data trecută, da, te-am și schimbat, da, bun. Beltensen, 57 over, 6-4 înălțime. Are între 1 și 3 playstyle-uri, atenție, 17 ani. Nu erau 57 over, ar putea fi o a treia rezervă. Potențialul nu e mare. Și haideți să vedem în cât timp crește. 14, 12, 10, ok. Ar putea fi un portar de rezervă bun. Între 1 și playstyle-uri îl promovăm. Bun, Melor a făcut în sfârșit 50 over. În 10 săptămâni mai crește de acum încolo. În 9 sau 16, ok. Și altceva. Nici că vrea să joace, da? Bun, din moment ce nu vrea să joace altceva și durează foarte mult și are decât 50 over, între 0 și 2 playstyle-uri, s-a anunțat a fi un jucător cu un potențial cât de cât. Îl promovăm și riscăm să-i dăm banii degeaba, chiar dacă îi vom da degeaba, măcar încercăm să-l vindem. Eric Buck, un potențial bun. Pe dreapta, fundaș, iată. Haideți să vedem mai multe despre el. Webster n-are rost să ne interesăm, îl știm, e acolo, va fi un fundaș de rezervă excelent. Da, stă prost pe accelerație și pe sprint speed, în opinia mea. Fizic e cât de cât decent. Defending-ul este decent, dacă ne uităm la el, e foarte bine chiar. Cu intercepțiile nu prea, nu prea. Stă bine pe crossing, nu stă bine pe curve, ok. Agilitate cât de cât, composure nu prea are. 17 săptămâni ia la băiatul ăsta să ajungă mai bun. Și dacă îl antrenăm pe aici, îi ia mai puțin chiar. Să facă un pic de viziune. Dar 12 în loc de 17, atunci îl bag aici să facă fizic și defending din ce în ce mai bun. Cum ar fi stand tackle, defensive aware-ul nu mă deranjează să crească în continuare, heading-ul nici atât. Să facă stamina, să fie strength agresiv, să fie forță, practic, și crește accelerația. Bun, dacă tot fac un efort din ăsta. El, de altfel, bun. Un danez foarte bun, cu 5 stele weak foot. Perfect. Ce să zic, 5-9 înălțime. E genial. Mikkelsen este un mijlocaș stânga de perspectivă după ce a fost mijlocaș central. Între 0, ia, ăsta are 4-6 playstyle-uri, mâncava și o gorița voastră. Și are 63 overall, nici n-am văzut ce over are. Da? 4-6 playstyle-uri și potențial între 68 și 94. Ok. Ok. 4-6 playstyle-uri. Da. Mikkelsen între 0 și 4 playstyle-uri, bun. Jakobsen între
0 și 2 playstyle-uri. L-am făcut stânga, dar nu știu dacă este stânga, sincer să fiu. Pentru că la 50 înălțime mi-aș dori să fie ceva. Și na, are un curve excelent, într-adevăr. Dar poate reușim să-l trecem în altă parte. 2 săptămâni, 126, 82, 30, 25, 2, 45. Nu, e clar, e stânga. Ok. 0,2 playstyle-uri, 56. În cât timp crește? Avem destui aici, sincer să fiu. 10 săptămâni. Și dacă îi mutăm, nouă. Haide, nouă. Fie nouă. Bun. Pe Jakobsen îl promovăm la echipă. Să-l vindem. Păstrăm în echipă, aici păstrăm doar ce rămâne, ce efectiv ce trebuie să rămână pentru noi. Mikkelsen, care va face concurență englezului nostru, Dodgson sau cum îl cheamă, Dodgson, așa. Buck, care va fi cu concurență foarte bună pe partea dreaptă. Webster va fi un fundaș de rezervă bun. Vedem că are potențial. Nu prea mare, dar greutate, înălțime, e forță. Moreira, știm foarte bine că are potențial. Mikkelsen are un potențial bun. Hall, ia să vedem. Harry Hall. CAM, CM, 5-11 înălțime, 76 pace. Haideți să vedem. Jucător de picior drept cu un curve excelent, crossing, praf, balance bun, agilitate bună, sprint speed bun, toate cele. Băiatul ăsta trebuie să fie mijlocaș dreapta, sigur. 14 săptămâni, ia să vedem, 14, 4 ca center forward, dar cine joacă cu center forward? 2 ca right winger și 17 așa, ok. Ar avea și un pic de weak foot, într-adevăr, dar eu îl văd mijlocaș dreapta și aici se va antrena, pur și simplu. Vrea, bine, nu vrea, asta este, aici pune. Nu are cine știe ce, între 1 și 2 playstyle-uri, desigur are ceva. Bun, Dawson, între 0 și 3 playstyle-uri, jucător de picior stâng, 54 overall, development plan, să vedem ce este de capul lui. N-are cine știe ce sprint speed, nici accelerația nu este wow, dar agilitatea este genial. Curve-ul, iată, s-a oprit la el. Stă foarte bine pe partea de dribbling și de passing, cât de cât. Foarte bine pentru el, mă refer. În rest, nu stă bine pe ai nicăieri. Stă bine în atac. Ce înălțime ai, bă, băiatule? 5-7 înălțime. Între 0 și 3 playstyle-uri, 54 over englez. Da, n-are cine știe ce potențial, clar. 18 săptămâni, 13, 9, 11. Bun. Încercăm să schimbăm, să vedem. Bănuiam că ești cam asta, dar n-ai viziune și astea. Ok, se face, nu-i problemă. Da. Îl pun aici suport winger, îl promovez și îl vindem. Bun. Bucur, încă are potențial, încă putem spera la el de la el la niște chestii, vedem dacă reușim să facem ceva, văd că e greu cu el. Haide să nu mai ținem ocupat degeaba aici. Release. Bucur. Și Olsen 72-94. Ia să vedem Olsen 72-94. Ar fi CF. Ok.
Agilitate nu prea, defending foarte bun, fizic foarte bun, jucător de picior drept, atenție. N-are viteză. Nu știm înălțimea că nu m-am uitat, dar mie îmi pare fundaș. 50 înălțime. Între 1 și 2 playstyle-uri. Va fi de striker sau de asta. Haideți să vedem. 14 săptămâni, 14, lăsați-mă să ghicesc, 14 peste tot în afară de striker. Attacking 2, ok, 2, 5, striker, la 50 înălțime e striker, tata. Ai tu defending, las că are și draper. E striker, frate, că o să ai playstyle-uri. Unu sau două, dar sunt de striker și am nevoie de striker. Fundaș central n-am ce să fac cu tine. Eventual te fac fundaș dreapta dacă vrei, la un moment dat. Haide să-l păstrăm 5 săptămâni să vedem ce e cu el, iar pe hal să-l păstrăm 14 săptămâni e mult, e mult. Patru săptămâni, ok. Hal are și el între 1 și 2 playstyle-uri, deci avem playstyle-uri, dar n-avem pozițiile corecte. Iar acum trebuie să mergem la squad hub și să vedem ce facem. Gomez știm că nu mai crește, lua în list și dacă vrea cineva să-l cumpere, este perfect să-l cumpere, costă 500 de mii. Da, îi dăm salariul, degeaba n-are rost. Bun, Fernandes, trebuie să ne ocupăm de el, 650.000, iată, un salariu mai mic decât Gomez. Ok, crește greu, ostea la weak foot și skill moves, poziționare bunicică, reflexe bunicele, sprint speed cât de cât, crește în 22 de săptămâni. Kicking stă rău. Handling stă cât de cât și diving. Bun, pe ce putem să-l facem? Aici ar trebui sau aici? Sau aici, sau aici. 7 săptămâni, 8 săptămâni să dea cu weak foot-ul, kicking-ul și poziționare. Ok, 8 săptămâni să facă așa. Și după aceea va face defensiv rate ăsta cu 7 săptămâni aici, bun. Bertelsen, ia să vedem. A avea playstyle-uri, parcă sunt curios dacă le are. Are, bă. Și are și el ăsta, cross climber, care l-are și Gomez. Nu, Gomez are, este la centrări. Da. Ok, rush out, ok, și ăsta are, Fernandes n-are nimic și ăsta are aia pe care mi-o doream eu de mult. Bun, cross climber, respinge centrările, ceva de genul. Ia să vedem ce înseamnă cross climber, sunt curios că nu știu, n-am întâlnit până acum și va trebui să știu chestiile astea, mai ales în antrenorat. Da. Încearcă să intercepteze, să, da, să intre în intercepția unei centrări cât de repede poate înaintea adversarului. Bun, am înțeles. Da, cam asta ar fi. Să boxeze, să intre înaintea adversarului. Bun. Bertelsen, haideți să vedem ce e cu el. Ne-am mai uitat, dar vreau să ne uităm după ce l-am promovat, pentru că altfel crește jucătorul după ce îl promovezi. Bun. În 20 săptămâni, 16 și 14. Ok. Unde stă el rău?
20, 16 și 14. Aici ar sta rău, cu handling-ul ăsta de 52 și poziționare proastă și weak foot-ul ar face bine. Bun. Bun, 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 bun. Și devine bun pe kicking, adică cu centrările alea care le respinge. Poziționare. N-ar fi rău. Și handling-ul. Bun. Hai că vedem. Și face și weak foot. S-ar putea ca el să rămână rezerva noastră, a treia rezervă, să avem și noi a treia rezervă de portar, că nu se știe niciodată. Și vor fi cupe, vor fi multe chestii de jucat, va juca băiatul, Fernandez va dispărea și el când va veni cel al nostru. Rămânem cu Müller, cu oia, sau poate pleacă Müller, cine știe. Deși, mă uit așa la ce greutate are Müller față de ăștia. E o diferență totuși și Müller încă mai crește. Apropo, a făcut 70, trebuie să ne uităm și la el o leacă. 22, 19, 31. Eu zic să-l lăsăm pe 31 că n-are rost. 22, 19. Da, bun. Borza rămâne aici, Hutchinson rămâne aici, Daniels rămâne aici. Doi ani și 8 luni. Bun. Kurosai, Aiu, Sengher e plecat, Eil e plecat, Mendes e plecat, Harvey e plecat, Radu va pleca, Robert va pleca. Da? Nu de acum, dar va pleca. Iulie, 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 deci toți sunt împrumutați până atunci. Pleacă Radu, rămânem în Robert... Daniels, Kurusai și Aiu. Ok, îl păstrăm, dar va pleca pentru că nu mai crește. Bun, Melor. Din păcate pentru el, trebuie să plece, crește foarte greu. Oriunde l-ai pune, nu vrea să învețe altă poziție. N-are cine știe ce defending, are fizic și cam atât, un pic de viteză. Merge direct pe lista de transferuri. N-are niciun playstyle. Vladoiu rămâne și el la echipă, bineînțeles. Petru a făcut 70 over și a luat în defending, ceea ce e bine. 23 de săptămâni, 20, 17, 38. 17 n-ar fi rău să mai crească, dar crește exact unde... Ce crossing, long pass, agilitate, ball control, defensive aware ok, slide tackle, intercepții, heading ăla, dar hai că nu e el pe heading. Da, ar fi rău. 17 față de 38 e ceva sau de 24 și 23 pe aici. Ok. Peters, haide să vedem ce face Callum Peters, englezul nostru. Crește greu, după cum știam de data trecută. Reed nu mai crește, dar nu-l dăm de anul ăsta. Da, dar o să trebuiască să-l dăm. Watt va rămâne, Stirk va trebui să-l dăm. Alexandru va rămâne și vom mai lua un CDM. Park s-ar putea să rămână ca o altă rezervă de CDM, pentru că nu cred că vreunul dintre Stirk, care e crucial, și Watt, important, pardon, și Reed, care e tot crucial, vor vrea să fie rezerve la echipa asta. Dar vom încerca să renegociem cu ei și să vedem care rezerve îi păstrăm. Foarte buni, foarte ok. Dar am un galez care trebuie să vină, Alexandru și Curid care trebuie să rămână, Park am eu impresia că va accepta o postură de rezervă mai tot timpul și mă încântă foarte mult să-l am la echipă, să știu că mă bazez pe el aici, orice ar fi, plus că învață omul. Bun,
Iade, haideți să vedem ce mai face Iade, că tot a fost eroul meciului trecut. Crește, învață, învață, încă învață. Nu știe cu pasele lungi, săracul. Nu știe, nu le are. Și cu stamina. În 6 săptămâni mai învață. Bun. Hodgson ăsta care este genial, fraților, nu-l chemăm, dar avem aici, da? Avem forță. 750.000, 59, da, va veni ca lumea. Când se întoarce el? Pe 1 iulie. Oh, deci peste un an, la anul, când terminăm. Ok, sper să se întoarcă cu un over bun. De 67, 68, cine știe. Scott este în continuare important, dar trebuie să înțeleagă că el nu, cred că o să ceară și transferul foarte curând. Nu este important, nu are cum să fie important el, pentru că în primul rând crește greu. Iată, în 10 săptămâni va fi și mai bun pe atac. Nu e rău. Jakobsen a rămas că îl luăm să-l vindem. Nu? Da. Pentru că cine știe ce nu știe. Iată, 12 săptămâni, 16, 12, 14. Ia, mai încercăm pe aici să vedem să-i schimbăm poziția. Doar right midfielder să devină în 2 săptămâni. Va învăța. Right winger. Și left winger. Măi, ok, de ce ne chinuim noi să... Așa, îl băgăm, pardon, striker, l-am băgat. Stați așa. Nu striker, mă. Ăsta, 2 săptămâni. 2 săptămâni, să crească așa în 2 săptămâni. El ar avea... Ar fi 475.000, 425 salariu, nu are playstyle-uri. Ce să zic? E cam... clară situația pentru mine. Cine știe ce nu este... Transfer list. Bun, ăsta încă rămâne, dar cu mari semne de întrebare despre evoluția lui. La dribbling s-a oprit, ok, stamina are bună. Învață în continuare să centreze attacking position destul de mic în 5 săptămâni și învață și să dea cu celălalt picior. Hai, devină foarte bun pe pase și pe viziune și attacking position și calm. Și stamina și după aceea și dă și cu ambele picioare și după aceea vei fi mai bun, fratele meu. Haide, hai. Bun. Care e Anderson? Iată, ăsta 1.100.000, ăsta 1.700.000. Haide să vedem și despre Caroi. Ăsta e mai slab pe pase și pe astea, dar e ok. Învață, iată, în 2 săptămâni va fi mult mai ok, are rezistență, are și un pic de defending, el a provenit din mijlocaș central, da? Pase bine, stă bine pe pase, pe crossing și pe astea nu prea ne interesează, are și attacking position. Ok, învață și băiatul ăsta. De Carvalho va fi forță când va veni. Knowles, îl știm că s-a oprit, nu avem ce să îi mai cerem, 26 de ani. Iată, e de seamă cu Alex Dobre. Bun, Parsons. Așteptăm să vină și el. Când va veni pe 1 iulie. Iată, 25. Ăsta, pe 1 iulie. Toți vor veni în iulie. Walter este bun. Dawson. Ne uităm repede la el. 15 săptămâni. Dacă îl punem în altă parte să-i găsim ceva de 2 săptămâni, 3. 9 săptămâni right winger. Ok. Right winger numai să crești ca să poți să te vând câți bani coști tu. 210.000, perfect. ETT, care nu e mulțumit de playtime. Ăsta, și el are ceva de spus. Fontana, are și el ceva de să obține. Așa, și Novak, na, el nu e mulțumit de nimic.
Dar nici nu crește. Nici nu crește. Și drept a jucat bine, repet, a jucat bine. A jucat foarte bine. Pe unde a jucat, a jucat. Nu știu ce eroare are el, dar asta este, în fine. Am văzut tot ce trebuia să vedem. Și acum ne pregătim de meciuri din 3 în 3 zile. Mă rog, va fi ăsta, după care încă unul și gata. Și iată, ne este prezentat că vine la echipă marele portar pe care l-am semnat. Bun. Lewis Freestone, ia să vedem. 66 CB, ia uitați ce CB ne luăm noi aici. Dar n-are... Mamă, dar e bun. N-are greutate. Sigur n-are greutate. Dar uitați ce CB ne luăm noi aici. CCB. CCB, băi, băiatule, băi. Și să-l scouterim și pe ăsta. 6-3 înălțime. Ok. Pare bun. Remove, ca să-l băgăm acum și să ne ducem direct la el. Da. Ma. Ce să zic? Avem nevoie de el? 24 de ani? Slide tackle, block, intercept și aerial. Eu zic că avem nevoie. Haideți să vedem. Aoleu, nu-l vinde echipa. Nici clauză de reziliere n-are. Wow! Ce nasol! Și unde mi este băiatul ăla sau ce... Hai mă, că avem și eu unul. Unde s-a dus? Unde l-ați alungat? Lămân. Avem și eu unul pe care... Voiam să-l scautez cu un fundaș de ăla. Of, of, of. Da. Antonio Felipe. Da, nu. Nu, n-am nevoie. E de ajuns. 3 player chats. Can guarantee games. Can guarantee games. Bun. Advance. Bun, și match day, și din câte știu, echipa este bună, dar haide să aruncăm repede, repede un ochi. Strick Watt, toți ăștia șmecheri, Daniels, Borza, Petro, Knowles, IAD. IAD puțin obosit, ok. Avem schimbări, nu-i problemă. Match day, jucăm acasă, așa că îl jucăm. Bun. Hai deodată încarcă-te, că ne faci să ne plictisim. Bun, pe Bescot Stadium, iată-ne. Nu ne-am mai uitat la echipa lor, cred. Dar, ok. Mergem mai departe. Din câte văd este un 3-4-3 sau un cinci, trei, doi, ceva de gen, nu știu. Vom vedea. Bun, dar ai stat în offside. Ca de obicei, nu știi să te uiți. De asta o să pleci de la echipa asta dacă nu accepti postura de rezervă în curând. Bun. Au bătut cei de la... Ne-au întors fair play balonul și acum mingea ajunge la Knowles, care îi pasează lui Anderson.
Mai departe, Anderson. Continuă foarte bine în sprint speed-ul lui și îi pasează bine lui Draper, care îl vede bine pe IAD, care a înțeles ce vrea Draper și... Acum Knowles, trebuie să... Dă-te încolo, Knowles, că începi să devii oaia neagră a echipei. Și nu-mi place treaba asta. Bun, Stirk respinge până la Anderson, care încearcă un șut, dar nu s-a uitat deloc la adversar să levite puțin. Sessegnon acum către Wyk. Wyk o pasă către Asgard. Asgard are doi coechipieri acolo în Pierce. Iată-l pe Pierce. Dar a venit Charles, bă băiatule. Bă, cât de bun poate să fie Charles. Pasează cu Knowles, care îl vede foarte bine pe Anderson. Și Anderson ia o decizie greșită a nu știu câta oară. Și de el trebuie să ne îngrijorăm la cum evoluează. Bun, Draper încearcă să alerge pentru a recupera acest balon, pentru că IAD stătea și se uita. Dar acum pe IAD îl luăm și îl punem la luptă. Haide, Jones, Jones față în față cu Ayu. Acum Asgard încearcă, nu, n-a fost Ayu, acum este Ayu către Stirk, care i-a pasat lui Draper și trebuie să du-te odată, unu, un atac, bine te-ai dus acolo, bravo, bă, băiatule, bă, bine ai venit, Vorza, bravo, Vorza, oh! S-a prins ce-am vrut să fac, bă, băiatul. Ei, Knowles. Cum te întorci tu, cum le întorci și cum te fuți. Nu prea te văd bine. Bun, IAD. O minge lungă către Knowles. O, respinge Amos. Bun. Acum Vat se pregătește să execute acest corner, să vedem până unde. Până la IAD, care o dă cam puțin peste poartă. Și din păcate acum asistăm la o repunere a portarului. Vat acum pasează către Stirk. Stirk către IAD, care lasă bine mingea pentru Anderson. Anderson din prima, dar acest Amos nu știu ce over are, dar v-am spus eu, jucăm cu echipă mică, atenție, luăm bătaie. Hugs acum. Bun, Sengenon nu reușește ea de să-i facă nimic. Smith din nou, se Sengenon ăsta. Wyk, vine Stirk, care nu reușise nimic. Și Charles cu intercepție, bineînțeles. Acum Anderson, să vedem Anderson. Îl vede pe Draper bine, dar cred că e offside. Draper, să vedem, finish shoot. Respinge incredibil Amos încă o dată. Incredibil. Cât de bun poate să fie băiatul ăsta. Cât de bun poate să fie băiatul ăsta. Bun, Vat cu o minge din nou către IAD, dar nu mai ajunge de această dată la minge. Acum din nou Vat, să vedem, centrează în careu, nu, se Sengnon ăla a respins, cum a ajuns mingea la el și n-a ajuns. Du-te, Knowles, du-te odată, unu, bravo, bă, Charles. Un meci mare făcut de Charles până la urmă, chiar dacă a pierdut acest prim plan. Iată, reușim să întrerupem atacul celor. Ce a fost asta, mă? Ce a fost asta, Borza? Ce e asta, mă, Borza, mă? Bun, ai plecat? Pleacă, hai, mă, dă-o încolo. Iar nu-mi iese nimic, mă. Iar nu-mi iese nimic. Bun, Miller, bine, Miller. S-a terminat repriza, bine că n-am luat gol. Da.
celelalte scoruri. Bradford City 1-0 cu Lincoln City. Plymouth Argyle 1-1 cu Huddersfield. Burton Albion 0-1 cu cei de la Leyton Orient. Stevenage 1-1 cu Wycombe. Bristol Rovers 1-0 cu Oxford United. Derby County 1-1 cu cei de la Charlton Athletic. Fleetwood Town 0-1 cu Forest Green. 1-0 pentru Barnsley în meciul cu cei de la Cheltenham Town. Sheffield Wednesday 1-0 cu cei de la Wrexham. Și Cambridge United 1-1 cu Northampton. Bun. Mergem și noi la performance un pic, să vedem și noi notele băieților noștri. 5,6 Draper, 6 Anderson, 5,8 AD, 5,7 Gnoules, 5,6 Stirk, Watt, 5,5 Borza, 5,3 Groaznic, 4,9 Daniel Saiu, 5,5 Petro, 6,6, singurul care a mai jucat și Anderson, într-adevăr, cât de cât, și Müller, că a fost pe fază. În rest, cam asta este echipa noastră. La Matchfacts avem doar 44% posese, 6 șuturi, ăștia au 2, noroc că n-au mai multe șuturi, 33 din de pase încercate, ei 34, 75% ne-au ieșit dintre ele, adică vreo 10 așa, 11, așa, a, nu, pardon, 20, ceva în gen, 20 și ceva, ok, ce am vrut să zic? 75, da, acuratețe, la ei 82, 0 tackle-uri noi, 0 tackle-uri, atenție, și un tackle. Bun, să începem repriza a doua și să sperăm că ne aduce un gol, cel puțin din partea noastră. Ia de acum cu Anderson. Anderson. Către Draper. Anderson acum încearcă să-i paseze lui Knowles, dar... Knowles n-a fost pe fază, dar până la urmă s-a prins ceea ce urmărește Anderson. Knowles încearcă o centrare în spate și reușește să obțină un corner. Ben Amos, 34 de ani, ce save-uri a avut acest Ben Amos. Și mai avem încă un corner executat de Watt. Haideți să vedem, Watt tare până la Daniels, dar din păcate nu reușește Daniels să dea pe spațiul porții și acum intercepție bună pentru Stirk. Mingea a ajuns la Charles. Knowles, trebuie să calmăm puțin. Knowles către Stirk. De fapt, Watt cred că a fost acolo, în fine. Da, Watt, că a fost și Knowles mai devreme. Watt, nu se poate, Watt, incredibil, ce greșeală, mai și stă pe loc. Trebuie să alergăm cu Donovan ca să, că știm că are blocul de asta, îl țin pe el. Iată cum scapă ăștia pe contraatac, din nimic. Din nimic s-a inventat așa o fază superbă. Bravo, Watt, futu-ți gura, Moti, să-ți fudă căcat. Da, din nimic au dat un gol și ne bat ăștia că noi nu ne apropiem de ei, nu putem. Bă, pasă simplă, bă, pasă simplă către Knowles. El a dat-o la adversar, mă. Cum se poate, mă, așa ceva, mă? Dă-te dracu de aici. Bun. Așa suntem noi, pierdem cu toate echipele mici. Anderson, să vedem. Către Daniels. Daniels pasă în spate către Borza. În loc să dăm în față, dăm în spate. Stirk. Pasă către Alexandru. Du-te odată, Gnoules. Știe toată lumea ce vrei să faci acum, Gnoules. Stirk cu o pasă. Încearcă și el o pasă, ca de obicei prost și ăsta uneori. Haide, Alexandru, fă ceva, pe bune, nu poți să dai un tackle. Nu ne lasă să dăm un tackle, mă, gata, s-a dus.
Nu ne lasă să băgăm tackle. Nu, am încercat tackle, nu ne lasă tackle. Pă bune! Bag pula în măta și în morții tăi care au fă, care ai făcut jocul ăsta. Același căcat am scris? Da, vai ce față de handicapat ai. Da. Smigă l-am scris a doua oară. Incredibil așa ceva. N-am putut să bag un tackle, băi, oameni buni. N-am putut să bag un tackle, nu m-a lăsat să bag un tackle. Bun. Pe cine dracu să și schimbi, că n-ai pe cine, n-ai cu cine. Borza, Daniel și Aiu. Ok, ăștia vor fi schimbați. Să vedem dacă avem cu cine. Ăsta merge cu ăsta. Nu merge că dracu trebuie să-l bagi. Că ia de gata, e obosit. Tu în gură și pe ia de. Trapper nimic nu face. De-aia dracii dacă am văzut așa ceva. Da, mergem pe steak, că n-avem ce face. Am luat niște goluri de 2 bani. Long ball, chance creation, 4 runs. E destul așa, 70. Player in the box, logic, mai mulți, trecu. Bun, și mergem cu constant pressing, ce să facem? Încercăm și noi. Tot felul de nebunii. Cu toate că, sigur, meciurile astea le știm, sunt măsluite toate. Bun, Stirk acum. Să vedem dacă îl vede pe Anderson. Nu l-a văzut pe Anderson, dar l-a văzut pe Alexandru care pasează greșit. Păi, să putea? Nu să putea, bineînțeles. Și mingea ajunge tot la ei. Uaic acum. Nu reușim să-i facem nimic nici cu Donervon. Donervon bagă alunecare abia după ce... ia uite-ți. Bă, băiatule, n-am văzut așa ceva. Bă, incredibil, bă. Dai degajare, el dă centrare la portar ca să preia portarul pe piept. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Borza, până la urmă, nimic nu face. Mai am schimbare, mai am. Îl bag pe Walter în locul lui Borza, ce să fac? Rămâne Felipe pe bancă, săracu, fără niciun drept de a juca. N-avem nicio șansă să egalăm meciul ăsta. Așa suntem noi, repet. Cu echipele mici luăm bătaie continuu, iată pe White ăsta. Sunt sigur că are 60 over. Bă, de ce nu-mi bagă tackle, bă? De ce nu-mi bagă tackle în gâtul mătii de joc infect? Sunt sigur că are 62 oaică ăsta over, dar noi nu putem să-l deposedăm. Bun, acum mingea ajunge la etete, etete, faultat, fault, arbitre, fault, dă-i o dată mai repede că e minutul 86, mâncați-a și o gura ta. Bun. Ce să zic? Na. Atât s-a putut. A dat el până să dau eu. Cercam și eu să-mi așez mingea.
Dar a dat el înainte să dau eu. Na, gata, s-a terminat. Du-te, dracu, de aici, mă. Du-te în morții, moti. Futu-ți gura, moti, să-ți fut. Stai să vezi că-ți rup picioarele, dă-te în gâtul, moti. Dar măta are cu să fie. Tu vă în gură să vă fut. Dacă nu pot să dau un tackle pe bune, vă rup picioarele, ți-vă dracu, n-am cum să dau un tackle, dă-te în gâtul, moti. Tot jocul, moti, să-ți fut și morții, moti, în gură să-ți fut. Du-te în pula mea că nu pot să-ți dau și ție una. Bun. S-a terminat meciul. Am luat bătaie și de data asta de la o echipă sub locul 18. Că toate echipele mari, mici, pardon, își bat joc de noi. O performanță execrabilă din partea lui Etete, a lui Draper, a lui Walter, a lui Iadea, a lui Borza, a lui Alexandru, a lui Vat, a lui Vladoiu, a lui Daniels, a lui Aiu și a lui Müller într-un final. Da. Nu uitați să votați omul meciului, ne ajută foarte, foarte mult. N-am putut face nimic în acest meci. Asta a fost să fie, din păcate. Ne împiedicăm de toate echipele mici. Hi, just a couple of questions for you. N-a vrut să-mi bage un tackle. Bă, un tackle, bă, să-mi bage un tackle, bă, un tackle, futu-ți tackle-ul, măti în gură să-ți fut. Și nația și răniții, măti în gură. Da. Trebuie să încurajăm echipa să nu le dispară moralul la proștii. Că cu prostul nu te pui. Thanks, that's all the questions we have for you. Da. Trei inboxuri. Bla bla bla. Dorset 64-66-1 over, ok. Out și ceva. Nu e mare lucru. 22 de ani. Ok. Și changing focus pentru parc. Lasă-mă cu parc, că dacă nu mi-ai schimbat focusul pentru parc de un milion de ori. Sparks, final scut. Ia să vedem, Jack Sparks. Left back, 50 înălțime, Jack Sparks. Mhm. Pace bun, accelerație bună, sprint bun. Agilitate bună, balance bun, stamina bună, jumping cât de cât ok, e lateral oricum. Crossing bun, curve bun, wow, slide tackle, long shots n-are, defensive over doar 58. Bă, eu vreau fundaș, fratele meu. Short pass 62, shot power nu mă interesează, stand tackle 62, penalty 51, heading 56, ok. Îl băgăm pe listă aici. Hai să vedem ce-i cu ăsta. Și cu ăsta. Darrell Johnson, ia să vedem. Și pentru ăsta. Așa, și Gomez, Loan Offer, Loan to Buy. Perfect, ia să vedem. Îl dăm în episodul ăsta. Loan to Buy, ok. Să negociem. Că-l vor cei de la Watford, probabil au zis, bă, rezervă e bună asta. Acceptăm. Încercăm pe cât mai puțin, no. 1 year, ia să vedem. 2 ani, ok, mergem la 6 luni, perfect. Peste 6 luni îl dăm. 60 cu 40, bă, nu vreau să dau nici 40, vreau să dau 150. 30, ok, mai, așa, 25% noi, 750, 410, păi, mă cam îi dă mai mulțoi, da, banii ăștia.
525.000 și eu cred că e ok. Perfect. Genial. Bun. Mai bine de atât nu se putea și avem meciday, dar asta într-un viitor episod. Nu uita de like, comment, share, mă ajută foarte, foarte mult să crească. Hai, mersi, pace!